cu eroi noștri, scafandri de militari și sperăm să nu mai avem ocazia să mai adăugăm acolo. Sperăm să rămână doar așa, dar fiind o activitate cu grad de risc, ne-am asumat întotdeauna acest lucru. Ca element de noutate, pe lângă întreg sistemul nou pe care îl aveam, primul curs cu acest sistem, avem și prima temeie de sanct și sperăm și absolvent în cazul cursului de capabilitate cu spartare. Mai pe scurs, profesionist, branjă, prima temeie care ia ca să am capul. În domeniul scafandrerii, mi-am dorit foarte mult, am fost susținută de domnul comandant și mi s-a aprobat și sper să termin cu bine cursul. Emoții? Da, normal. Totdeauna, dar fiecare secundare sunt emoții. Și multe provocări? Foarte multe provocări. Încep să le fac față la provocări și să trec peste emoții până la urmă. Dacă trec peste emoții... E importantă colaborarea cu colegii acolo sub apă? Foarte importantă. Ne susținem unii pe alții și întotdeauna știu că am sprijinul lor în orice situație apare. Ce calități fizice trebuie să aibă un scafandru? Să ai rezistență, să ai condiție fizică? Condiție fizică trebuie să avem de la primul curs de scafandru. Ne-am menținut condiția fizică în fiecare an, pentru că dăm probe sportive, atât în bazin cât și terestre, și probele care s-au dat la acest curs. Cum este greu să și vorbiți cu colegii de deasupra, să reușiți să și respirați, să vedeți ceva, cum e acolo sub apă? Este un... nu știu mai... să vă spun. Până acum am făcut scufundări de scafandru categoria 3. Totul se făcea prin semne sub apă. Acum avem casca Kirby Morgan, care are comunicații. Este mult mai simplu și am observat că între noi comunicarea este mult mai amplă, mai simplă și totul decurge normal atunci când vorbim între noi. Nume? O clipă, mai vreau să și noi un pic, și către noi. Aici este partea de simulator cu bazinul de scufundare, cu simulatorul cu mediul umed și acolo este partea de barocameră, de compresie și așa departe. O să puteți vedea pe ușa cealaltă, dacă intrăm acolo, o să vedeți. E barocamera cu 6 lucruri.